Sunt onorat și recunosc, emoționat de participarea dumneavoastră la acest eveniment important pentru Uniunea Națională a Patronatului Român Regiunea Sud-Est și pentru întreaga comunitate de afaceri din regiunea noastră. Salut pentru început prezența unui invitat marcant și le mulțumesc. Excelența sa, domnul Igor Prokopciuc, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în România. Domnul Oleg Balica, secretar cu probleme comerciale economice al Ambasadei Ucrainei în România. Domnul Vyacheslav Bicoveț, prim-vicepreședinte și director general al Uniunii Antreprenorilor de Întreprinderi Mici Mijlocii și Privatizate din Ucraina. Domnul deputat în Parlamentul României, Mircea Banias. Domnul Stelian Gima, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Domnul Ionuț Rusu, viceprimarul municipiului Constanța. De asemenea, doresc să mulțumesc pentru participare domnului Sorin Chirică, președintele al Asociației pentru Dezvoltare Regională și Politicii Europene. Cred că te-am botezat. Domnului George Gabriel Vișan, director comercial al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. Domnului Florin Goidea, director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. Domnului Viorel Panait, președintele Organizației Patronale Constanța Port Business Association. Domnului Anton Antoniadis, președintele Asociației Romanian Port Development. Domnului Vladimir Popoșco, fondatorul Etufarm România. Mulțumesc de asemenea operatorilor economici care au dat curs invitației noastre. Participarea dumneavoastră subliniază importanța colaborării și a susținerii antreprenoriatului în regiunea noastră. În numele UNPR, mulțumesc reprezentanților presei și contribuției lor la mediatizarea acestui eveniment. Astăzi marcăm un eveniment semnificativ, un pas semnificativ în direcția dezvoltării economice comune prin semnarea protocolului strategic între UNPR Regiunea Sud-Est și Uniunea Antreprenorilor, Întreprinderile Mici și Mijlocii Privatizate din Ucraina. Domnilor, vă mulțumesc pentru răspunsul pozitiv la această inițiativă. Drept recunoștință, vă punem la dispoziție toată logistica necesară, mijloacele financiare, pentru prezența fizică a unei reprezentanțe complet funcționale în aceeași incintă cu sediul UNPR RSE, din Bulevardul Tomis, vis-a-vis de Primăria Municipiului Constanța. Înainte de a intra în detalii despre protocol, aș dori să împărtășesc câteva rezultate preliminare din studiul de caz inițiat de Uniunea Patronatelor Române RSE, dedicate valorii mediului de afaceri din județul Constanța. Studiul nostru, lansat la începutul lunii iunie, are ca scop colectarea de date relevante pentru a analiza dinamica pieței locale. Primele concluzii sugerează că operatorii economici din regiune au nevoie de o colaborare mai strânsă pentru a face față provocărilor și pentru a valorifica oportunitățile. România devine un mod esențial de tranzit pentru companiile implicate în reconstrucția Ucrainei, iar interconectarea operatorilor economici din regiunea noastră cu cei din Ucraina va fi benefică pentru ambele părți. Evident, acest lucru se poate realiza printr-o mai eficientă asociere în mediul privat. Numai prin colaborare și schimb de idei vom depăși barierele și vom crea un mediu de afaceri favorabil tuturor. Din concluziile preliminare, reiese și nevoia de îmbunătățire în relația operatorilor economici cu autoritățile, atât cele locale cât și cele naționale. Considerăm necesară constituirea unor comisii de dialog economic la nivelul Consiliului Local, la nivelul Consiliului Județean, conform și un model de lucru larg adoptat la nivelul țării.
Acestei comisii ar trebui să faciliteze dialogul dintre autoritățile locale și mediul de afaceri, contribuind astfel la dezvoltarea economică regională. Este important de menționat că din aceste comisii fac parte și Uniuni Patronale și reprezentanții ai IMM-urilor și a altor organizații economice relevante, asigurând astfel o reprezentativitate largă și o colaborare eficientă. În structura studiului nostru ne-am concentrat pe 4 domenii cheie: colaborările de business, implicarea în comunitate, colaborarea cu instituțiile publice și nevoile și așteptările companiilor locale. În primul rând, am întrebat companiile câte colaborări locale au în prezent. Majoritatea companiilor colaborează cu un număr mic de parteneri locali, în timp ce unele au rețele extinse de colaboratori. Acest lucru sugerează un peisaj variat al colaborărilor de afaceri din județul Constanța. Principalele domenii de colaborare sunt construcțiile, comerțul, serviciile și transportul. De asemenea, companiile colaborează în agricultura, IT, software, Horeca și alte domenii diverse. Aceasta indică un mediu de afaceri dinamic și adaptabil, dar și cu un potențial de dezvoltare și modernizare. În ceea ce privește criteriile pentru alegerea partenerilor locali, companiile pun accent pe seriozitate, preț, calitate, profesionalism și competență, precum și pe solvabilitate și plata datoriilor. Comunicarea, eficiență și proximitatea sunt de asemenea importante. Am întrebat companiile dacă au susținut sau inițiat proiecte comunitare în ultimii 2 ani. Majoritatea nu au avut astfel de inițiative, însă cele care au participat s-au implicat în construcții, infrastructură, sponsorizări, igienizare și asistență socială. Impactul acestor proiecte a fost în general pozitiv, contribuind la îmbunătățirea stării comunității prin fluidizarea traficului, dezvoltarea antreprenoriatului local sau impact pozitiv în turism. Colaborarea cu ONG-uri și organizații non-profit este și ea destul de limitată. Totuși, unele companii colaborează pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, amenajarea spațiilor verzi și oferirea de servicii juridice pentru ONG-uri. Companiile consideră că implicarea în comunitate are un impact pozitiv asupra imaginilor. Aceste proiecte cresc vizibilitatea și prestigiul firmei, atrag noi clienți și contribuie la dezvoltarea comunității. Pentru viitor, companiile prioritizează proiecte de infrastructură și transport, educație, sănătate, protecția mediului și dezvoltare urbană. Aceste inițiative sunt esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și susținerea dezvoltării economice. Colaborarea cu instituțiile publice din Constanța este de asemenea limitată, majoritatea companiilor neavând astfel de parteneriate pentru a îmbunătăți colaborarea de tip public-privat. Companiile sugerează digitalizarea proceselor, reducerea birocrației, o comunicare eficientă și o implicare activă a reprezentanților instituțiilor publice. Cele mai mari nevoi ale companiilor includ reducerea taxelor, accesul la finanțare, atragerea muncitorilor calificați, îmbunătățirea infrastructurii. Simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea sunt de asemenea esențiale. Companiile așteaptă ca UNPR-RSE să le sprijine prin creșterea vizibilității, facilitatea accesului la finanțare, reprezentarea intereselor lor în fața autorităților și organizarea de evenimente de networking. Transparența și accesul la informații sunt de asemenea importante. În concluzie, acest studiu evidențiază necesitatea unui efort concentrat pentru a crea un mediu de afaceri favorabil și pentru a susține dezvoltarea economică a județului Constanța și a întregii regiuni de sud-est. UNPR-RSE are oportunitatea de a deveni un catalizator pentru aceste schimbări, oferind sprijin concret și promovând o colaborare eficientă între companii și autorități. În acest context, aș dori să subliniez importanța adaptabilității și a capacității de a face față vitezei schimbării, aspecte esențiale mediul de afaceri actual. Liderii din companii executive resimt cu siguranță necesitatea adaptării la schimbările rapide ale caracteristicilor mediului de business. Și nu doar în spatele, în aspectele tehnice, precum transformarea digitală sau inteligența artificială, ci în antrenarea capacității de a înfrunta incertitudinea de luta confuziei. Aptitudinea liderilor de a face echipele să-i urmeze în aceste condiții este vitală. Un exemplu concret al importanței acestei colaborări poate fi observat în experiențe recente a unor companii locale care, prin parteneriate strategice și schimburi bune de practici, au reușit să extindă operațiune și să îmbunătățească eficiența operațională. Accentuez acest aspect, este esențial ca operatorii economici mari să-și asume responsabilitatea de a transfera know-how de care dispun către operatorii mai mici,
Acest transfer de cunoștințe va spori competitivitatea și va crea un ecosistem economic robust, de care vor beneficia nu doar afacerile noastre, ci și cetățenii țărilor semnatare al protocolului. Un element fundamental pentru dezvoltarea unei economii puternice și sustenabile este educația continuă a liderilor noștri. Nu este vorba doar de transformare digitală sau AI, ci de înțelegerea profundă a valorilor care stau la baza succesului pe termen lung. Legătura organică între educație și sistemul de valori, bine implementat, trebuie să ghideze deciziile noastre în fața provocărilor actuale. Deși am observat unele progrese în mediul de afaceri din România, competitivitatea țării noastre încă se confruntă cu provocări. România a pierdut 2 locuri în clasamentele internaționale de competitivitate, ceea ce subliniază necesitatea unor politici publice cu continuitate și eficiență. Este crucial să avem o politică de țară bine definită, care să integreze educația, siguranța socială, clusterele industriale într-un mod coerent pe termen lung. Acum ne concentrăm asupra protocolului de colaborare pe care îl semnăm astăzi. Acesta va extinde relațiile economice bilaterale, va oferi multiple avantaje membrilor UNPR și al Uniunii Antreprenorilor din Ucraina. Printre beneficiile acestui protocol se numără extinderea relațiilor economice, protocolul va întări relațiile economice bilaterale, facilitând accesul la noi piețe pentru membrii noștri. Schimbul de informații, facilitatea schimbului de informații economice și legale, va ajuta operatorii economici să fie la curent cu reglementările internaționale, să-și desfășoare activitățile în mod eficient și conform. Stabilirea de contacte și parteneriate între comunitățile de afaceri din România și Ucraina, contribuind astfel la creșterea și dezvoltarea afacerilor noastre. Platformă de networking. Crearea unei platforme de networking și trading va favoriza interacțiunea economică și schimbul de idei și oportunități de afaceri între cele două țări. În cadrul acestui protocol se va asigura și furnizarea de asistență efectivă în implementarea proiectelor de afaceri. Vom stabili legături directe cu ministerele, departamentele și organizațiile de stat și publice și din ambele țări creând condiții favorabile pentru dezvoltarea proiectelor și oferind informații esențiale pentru investiții și dezvoltare comercială. Organizarea conferințelor, seminariilor, întâlnirilor de afaceri va favoriza schimburile comerciale și cooperarea economică. Activitățile comune vor fi promovate în mass media pentru a evidenția capacitatea de stabilire a relațiilor economice între cercurile de afaceri din România și Ucraina, oferind vizibilitate sporită membrilor celor două uniuni. Protocolul de astăzi reprezintă un pas major în direcția dezvoltării unei economii regionale puternice și interconectate. În concluzie, succesul acestui protocol depinde de angajamentul nostru comun, de a colabora și de a susține antreprenoriatul în regiunea noastră. Prin intermediul acestui parteneriat strategic, vom crea oportunități de creștere și dezvoltare pentru afacerile noastre și vom contribui la bunăstarea cetățenilor din România și Ucraina. Dacă îmi permiteți, aș încheia cu o metaforă. Semnarea protocolului este precum inaugurarea unui șantier. Bunele intenții dublate de know-how constituie fundația. Mai departe, efortul nostru comun va permite o construcție solidă și durabilă. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și pentru sprijinul implicit. Doamnelor și domnilor, mă simt extrem de onorat să mă aflu azi în fața dumneavoastră și nu pot să încep altfel decât prin a-mi exprima solidaritatea și simpatia cu poporul ucrainean, greu încercat în aceste momente, de un război nedrept și să-mi exprim speranța că pacea va veni cât se poate de repede, în condiții în care frații noștri ucrainieni să fie mulțumiți și să poată să-și reclădească și să-și construiască țara așa cum au avut-o înainte și să beneficieze de statutul de invitat la aderarea la Uniunea Europeană. România are expertiză, este de aproape 15 ani membru al Uniunii Europene și cred că poate să ajute Ucraina în drumul, nu ușor, spre integrare în Uniunea Europeană. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului Moraru pentru invitația pe care mi-a adresat-o astăzi. Ne cunoaștem de peste 30 de ani, pentru că toată viața mea profesională este legată de portul Constanța. De la absolvirea facultății până acum, cred că n-am fost separat de portul Constanța nicio circumstanță, indiferent unde mi-am desfășurat activitatea. În ultimii 8 ani de zile am fost și sunt încă vicepreședinte al Comisiei pentru Transporturi
și infrastructură din Camera Deputaților, poziție din care am încercat să promovez proiecte pentru comunitatea constanțeană. Uneori am reușit, alteori n-am reușit. Poate și proiectele pe care mi le-am asumat au fost uneori îndrăznețe. Vă mărturisesc că în continuare regret că România nu are o flotă națională, nu trebuie să aibă o flotă compusă din 300 de vapoare, cum avea înainte de Revoluție, dar cred că, inclusiv din punct de vedere strategic, România trebuia să aibă o flotă cu pavilion național. E o chestiune pe care sper încă să o văd împlinită în această viață și cred că România, la cum arată acum și la nivelul de dezvoltare pe care l-a atins, își permite să investească în câteva vapoare care să-i asigure condiții pentru a face importuri și exporturi în interesul economiei naționale. Mă bucur și felicit Uniunea Antreprenorilor pentru un an de activitate. Cred că județul Constanța, municipiul Constanța avea nevoie de o asociație patronală. Din fericire, în portul Constanța există asemenea asociații care își desfășoară activitatea de ani de zile și rezultatele se văd în promovarea portului Constanța și în modul în care businessul crește în portul Constanța. Este o oportunitate pentru portul Constanța și în ultimii ani s-a văzut prin datele de trafic care au atins recorduri neegalate, nici măcar în perioada comunistă, când toată flota și toată industria României exporta prin portul Constanța. Mă bucur, deci, că există o asociație patronală și faptul că astăzi se semnează un protocol cu omologi din Ucraina, cred că reprezintă un moment foarte important în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Știm foarte bine că, din cauza războiului, mărfurile și special cerealele ucrainiene au fost nevoite să-și găsească alte drumuri către export și cea mai mare parte sau o mare parte din aceste cantități au fost preluate de portul Constanța. În portul Constanța, comunitatea de afaceri, care este o comunitate foarte puternică, eu cred că este una dintre cele mai puternice comunități de oameni de afaceri din România, a investit masiv în capacități de stocare, capacități de operare și capacități de transport și acest boom al cerealelor din Ucraina nu ne-a luat nepregătiți, nu ne-a găsit nepregătiți, dimpotrivă, cred că ne-am achitat fiecare în măsura în care a putut de sarcini și a ajutat la exportul cerealelor din Ucraina. De asemenea, gândiți-vă că România este cel mai mare furnizor de produse petroliere pentru Ucraina acum, în acest moment, și în același timp, aceste cantități au fost transportate prin portul Constanța. Am speranța și convingerea că toți agenții economici, toți patronii din Constanța vor participa într-un fel sau altul la acest efort de dezvoltare a unei asociații puternice, această uniune, și de asemenea sunt convins, cunoscându-l pe Daniel Moraru, că va reprezenta cu cinste și cu eficiență interesele membrilor comunității. Îl felicit și doresc mult succes. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule președinte, stimați invitați, bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și sunt onorat astăzi să vă adresez câteva cuvinte. Am stat mai devreme, îmi pregătisem un speech și mi-am dat seama că, de fapt și de drept, nu acest lucru pe care l-aveam pregătit voiați să auziți de la mine. Și am să încerc să vă spun ce vrem noi, administrația locală, să facem pentru dumneavoastră, pentru mediul de afaceri. În primul rând, vrem să nu ne băgăm peste dumneavoastră. Asta este primul lucru pe care dumneavoastră îl așteptați de la noi. Și în al doilea rând, pentru ca afacerile dumneavoastră să crească în mod constant și să avem din ce în ce mai mulți investitori, dumneavoastră, afacerile dumneavoastră, familiile dumneavoastră, trebuie să trăiască într-un oraș sigur, unde siguranța afacerilor dumneavoastră și siguranța familiilor dumneavoastră trebuie să primeze. Acesta este rolul nostru al administrației locale, pentru care acum ceva timp am fost realeși, să asigurăm că acest oraș devine
un oraș pe care dumneavoastră l-ați visat întotdeauna. Și când spun aceste lucruri, vă declar în mod deschis că ușile primăriei sunt deschise pentru oricine și mă bucur extraordinar de tare că dumneavoastră vă asociați. Pentru că o voce puternică în fața autorităților este o voce care reprezintă cât mai multe entități. Astăzi este unul dintre aceste momente și vă felicit pentru acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc frumos și vă asigur împreună cu domnul primar Virgil Chițac că primăria este a dumneavoastră, a Constanțenilor. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Și vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea ce mi-o acordați astăzi de a mă adresa dumneavoastră în calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, instituție ce își exprimă disponibilitatea spre colaborare și sprijinul adresat mediului privat. Într-o perioadă în care economia globală se confruntă cu provocări majore, considerăm că colaborarea dintre cele două sectoare, cel public și cel privat, este esențială. Și poate asigura dezvoltarea economică a regiunii în care ne aflăm. Am convingerea că semnarea acestui protocol reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor dintre cele două state și în crearea unui mediu de afaceri propice pentru investiții. Consiliul Județean Constanța salută inițiativa și eforturile depuse pentru realizarea acestui parteneriat și cu sinceritate vă spun că ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar și de care suntem în stare să-l punem către dumneavoastră la dispoziție pentru implementarea cu succes a viitoarelor proiecte. Colaborarea între cele două sectoare, cel privat și autoritățile locale, cred eu că va aduce numeroase beneficii în viitor. Parteneriatele public-private permit utilizarea optimă a resurselor disponibile, pot atrage investiții și pot genera locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială a județului în care ne aflăm. Suntem conștienți de importanța unui mediu de afaceri favorabil și predictibil, spun eu. De aceea, cred că Consiliul Județean Constanța are în acest moment posibilitatea de a se angaja să colaboreze îndeaproape cu dumneavoastră, cu cei din mediul privat, oferind suport și facilități pentru a vă desfășura activitatea în bune condiții. Vrem și vreau să fim un partener de încredere pentru mediul privat, pentru dumneavoastră, deschis alături de colegii din instituția pe care o reprezint, la un dialog și la găsirea celor mai bune soluții pentru provocările cu care ne confruntăm. Cred că un alt beneficiu al asocierii între mediul privat și cel al autorităților locale ar fi capacitatea de a dezvolta proiecte de infrastructură și servicii publice de calitate. Parteneriatele public-private cred că ne-ar permite să realizăm investiții în domenii esențiale, precum transportul, sănătatea, educația și, nu în ultimul rând, mediul. Contribuind în modul acesta, credem noi, la creșterea nivelului de trai în județul Constanța. Semnarea acestui protocol este un exemplu concret de cum colaborarea și dialogul pot genera rezultate pozitive. În încheiere, doresc să vă mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui protocol și să vă asigur de întregul nostru sprijin al celor din Consiliul Județean Constanța. Sunt convins că împreună vom reuși să creăm un mediu de afaceri cât mai dinamic și prosper, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestui județ. Vă mulțumesc și vă doresc cât mai mult succes în toate demersurile viitoare. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule președinte, dragi prietene, dragi colegi, prieteni,
foarte mulți cunoscuți aici. Sunt din Constanța, de ceva timp, din 2016 sunt în București. Am fost primul city manager al Capitalei. Și mă bucur că oamenii de aici, firmele de aici, din Constanța și din regiunea de sud-est, pentru că vorbim de regiunea sud-est, au putut să se unească într-o organizație care să îi reprezinte. Foarte important acest lucru, să te reprezinți și să-ți aperi interesele. Multe din lucrurile care s-au făcut în România s-au făcut că s-a făcut presiune. Că cineva a sesizat o problemă și a făcut o solicitare către autorități. Birocrația, de multe ori, sau pur și simplu că așa merge, ne face să nu acționăm. Dar presiunea organizațiilor de genul acesta este ceea ce te duce la schimbare și schimbarea de cele mai multe ori, dacă nu de 99%, este o schimbare în bine. Sunt organizații patronale, cum este și aceasta, care au solicitat ele însele modernizarea pe anumite sectoare de activitate a administrației publice locale sau centrale în România. Și nu numai. Mi-aduc aminte de o organizație puternică care a solicitat modificarea planului de mobilitate urbană. Și s-a făcut. Dacă erau interese individuale, nu aveai niciun argument să faci această schimbare. Argumentul pe care tu îl poți avea este că cetățenii sau companiile sunt interesate și vor schimbarea. Plecăm de la premisa că oamenii vor un mediu mai bun. Un mediu economic concurențial. Dar un mediu care să ducă la dezvoltare. Și fondurile europene, pentru că de 23 de ani mă ocup de zona aceasta, fondurile europene sunt esențiale. Și regiunea de sud-est oferă oportunități bune pentru mediul de afaceri, fie că vorbim de programul regional. Aici sunt mulți bani alocați pentru susținerea mediului de afaceri, fie că vorbim de PNRR sau de programe, alte programe naționale. Puteți accesa aceste fonduri europene și prin intermediul acestui patronat puteți participa la comitetele de, și solicitați să participați la comitetele de monitorizare a programelor fostelor operaționale, actuale programe de implementare a fondurilor. Pentru că vocea noastră poate fi auzită. E foarte important asta. Și mult succes în cooperarea cu Ucraina, pentru că poziția geostrategică a regiunii de sud-est a României este esențială. Iar cooperarea cu organizația patronală din Ucraina, dar și cele din Republica Moldova, pentru că recent am lansat un patronat în cooperare cu Republica Moldova, poate duce la creșterea capacității și competitivității companiilor atât din România, din Ucraina, cât și din Republica Moldova. Mult succes! Noi simțim nevoia să ne eșimăm toleranțele și asta e și motivul pentru care ne face mare plăcere să ne asociem, pentru că simțim, într-adevăr, faptul că împreună suntem o voce respectată și de la considerare. Acesta este motivul pentru care noi ne bucurăm foarte mult că domnul Moraru, care este un om atât de activ ca antreprenor și atât de vertical în opinii, așa cum îl cunoaștem de foarte mulți ani, este în poziția aceasta și în măsură să promoveze acest concept
practic trece peste frontieră, este prezent aici și suntem convinși de succesul pe care l-a reportat. Noi, încă de la începutul conflictului acesta nedrept din Ucraina, ne-am trezit în fața unei problematici complexe. Dincolo de sentimentul inițial de compasiune pe care l-am simțit pentru Ucraina și pentru Ucraina, ne-am trezit în fața situației că aveam de face cu o țară a cărei geografie nu cunoșteam, a cărei economie nu știam, pe care oamenii nu întâlnisem și a cărei limbă nu știam. A trebuit să treacă o perioadă și să descoperim o țară mare, cu o economie vibrantă, oameni ambițioși și cu inițiativă și cu care să reușim să găsim foarte bune canale de comunicare, niște oameni ambițioși și care, cu acolo colaborare, într-adevăr, am găsit întotdeauna provocări. Noi am dezvoltat în port, aproape peste noapte, aș spune, metode ca să putem satisface nevoile acestea și cu toate că în perioada din urmă traficul de mărfuri din Ucraina a mai scăzut, această chestiune a reprezentat un catalizator pentru dezvoltarea de ansamblu a zonei, astfel încât să putem reprezenta întotdeauna o cale de ajutor, lucru care cu siguranță ne-a făcut mare plăcere prin încercările pe care le-a provocat. În plus, problematica nouă a generat și nevoi de organizare noi, relații cu autoritățile de altă factură și ăsta este contextul în care asocierile în care efervescența ideilor și problematicii pe care agenții economici le ridică sunt de natură să schimbe lumea. Ne gândim acum la comunicarea peste Marea Neagră cu Georgia. Avem în vedere, într-un asemenea mod de colaborare, colaborarea cu porturile din Turcia, de la Marea Neagră, care sunt porturi vibrante, expresia unei economii intense. Ne gândim și promitem să ne aducem cât putem de mult contribuția în ipoteza că vecinii noștri vor dori să fie ajutați. Și în contextul cel nou, într-adevăr, să ne putem face exprimate nevoile de reconfigurare, așa fel încât aceste deziderate ale noastre să poată fi aduse la viață. Vă mulțumesc foarte frumos! Să știți că semnarea unui acord este un lucru extraordinar. În schimb, o strângere de mână sinceră, fructoasă și care se merite, ar pune acel acord în acea notă minunată afacerii. Și când spun facere, nu mă refer la cele 9 luni de zile, ci afacerii. Da? Am uitat să pun una în față. Dar, vedeți foarte bine, vorbitorii noștri au spus, avem din toate, toată lumea ajută, toată lumea este cu noi, toată lumea va fi cu noi, dacă nu e astăzi, clar, mâine putem să apelăm la oricine și va sări în sus de bucurie să ne ajute. Să dea Dumnezeu să fie adevărat și vom vedea cu ochii noștri cât adevăr va fi. Însă, din punct de vedere al portului Constanța, am învățat ce înseamnă relația cu Ucraina. Să știți că o relație de business nu înseamnă că numai românii fac bani, ci și ucrainienii. Pentru că cu asta ne ocupăm. Firmele fac business din care se hrănesc autoritățile locale și toți cei care concură la bunul mers al porturilor, al orașului unde sunt porturi și așa mai departe. Atâta timp cât Dunărea
va curge și va veni înspre portul Constanța, atâta timp cât marfa va veni din Ucraina, întotdeauna România au sărit să-i ajute pe colegii noștri ucraineni să-ți transporte mărfurile în bună regulă și siguranță. Ca să nu mai vorbim de ceilalți de aceeași naționalitate din Constanța, din Dobrogea, de fapt, unde se simt ca în patria mamă, pe care, din păcate, au trebuit să o părăsească pentru un scurt timp. Sperăm că timpul va fi cât mai scurt cu putință și se vor întoarce să-și trăiască viețile într-un mod normal. Încă o dată, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă în acest oraș și în acest mediu de business, care, să știți, că nu este numai o metaforă, nu este numai o chestie de hârtii scrise. Este o chestie din care se nasc relații, se nasc prietenii, se nasc afaceri și mai ales, vă rog frumos, vorba lui Nunu Bartoș, fiți cu zâmbetul pe buze, viitorul arată bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitația asta și mă simt onorat. Reprezint compania canalelor navigabile, care a fost și acum a devenit entitate strategică în condițiile geopolitice actuale. Sunt bucuros că acest eveniment are loc și într-o zi importantă, care este ziua Dunării, astăzi, și așa cum spunea și Cocălnicianu, drumul mântuirii noastre către mare este Dunărea. Acum am mai schimbat de drum și trecem prin canalul Dunăre Mare Neagră. Vreau să vă spun că în momentul în care s-a declanșat acest conflict, era director general al portului Constanța și în primele luni, care așa cum spunea și domnul Panait, au fost extrem de grele, antreprenorii din port au depus niște eforturi supraomenești pentru a debloca situația mărfurilor către Ucraina și Republica Moldova. S-a văzut atunci, pe lângă problemele financiare, care e normal și antreprenorii din Ucraina și cei din România trebuie să câștige bani, s-a văzut o solidaritate extraordinară. Acum asistăm și la semnarea unui act, a unui protocol între antreprenorii români din zona aceasta și ucrainieni. Sunt foarte bucuros. Canalul Dunăre Marea Neagră asigură 30% din traficul de mărfuri al portului Constanța și pe măsură ce Middle Corridor se va dezvolta, care este coridorul de viitor al țării noastre, importanța lui va fi și mai mare și a Dunării în general. Vă mulțumesc mult pentru invitație și doresc succes acestei uniuni. Mulțumesc! Your Excellency, Mr. Ambassador, bună ziua, onorată asistență, stimați invitați. Este o onoare pentru mine să reprezint portul Constanța, care astăzi a fost omniprezent, cred că în toate speech-urile și cred că nu întâmplător, pentru că portul Constanța reprezintă principalul motor al regiunii, principalul motor economic al regiunii de sud-est și al economiei naționale. În ultimii 2 ani, portul Constanța și-a câștigat o nouă poziție geostrategică, înțelegând împreună cu mediul de afaceri din portul Constanța, cu Guvernul României, ce importanță are în asigura tranzitul mărfurilor din și înspre Ucraina, astfel încât acest tranzit să fie cât mai fluid și cât mai facil. Nu întâmplător și cifrele pe care în ultimii ani noi am reușit să le atingem sunt istorice, momentele au fost de așa natură, astfel încât, după cum ați văzut, fiecare dintre cei care contribuie la cifrele portului au înțeles să facă investiții, să contribuie cât mai activ în tranzitul acestor mărfuri. Vă felicit încă o dată
pentru acest eveniment, pentru primul an al UNPR Regiunea de Sud-Est. Vă asigurăm de toată colaborarea și parteneriatul nostru deschis și onest. Vă stăm la dispoziție și dumneavoastră și celor care intenționează să vină să facă investiții noi în Portul Constanța, astfel încât împreună să dezvoltăm economia regiunii de Sud-Est și regiunea și a României. Felicitări, mult succes și profituri cât mai mari în conturi cu cel puțin 6-0 ori. Chiar în aceste momente se întâmplă, de obicei nu știu ce să zic, cred că trebuie să tac din gură. Suntem rugați pentru mai bună vizibilitate să ia sticlele de apă, ca pozele să fie senzaționale, ajută reprezentanții presei ca să le poată publica în deplină siguranță. Iată, se întâmplă momentul. Domnule Viaceslav, puteți să vă uitați și spre noi. Nu de alta, dar istoria se scrie în aceste momente. Uitați-vă acum. Cred că tocmai s-a întâmplat un zâmbet. Nu știu, comentez, n-am comentat niciodată o semnare de protocol, dar bănuiesc că așa se face. Prima dată e mai greu, a doua oară iese de senzație. Cred că merită aplaudat momentul. Să semnează de obicei 20 de pare. Din nou apelez la gândirea din teatru, tăcerea spune mult mai multe. Cred că s-a semnat. Mulțumim frumos! Aplauze! Mulțumim tuturor pentru acest moment important. Acest parteneriat este esențial pentru succesul și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Stimate domnule ambasador, stimate domnule Moraru, siurceasnike, hosti, druzi, partnere, stimați participanți, oaspeți, parteneri. Мені дуже приємно бути сьогодні в цій залі разом з вами, тому що відбувається, як на мене, надзвичайно важлива подія. Pentru mine este o onoare să fiu prezent în această sală. După părerea mea, acum s-a petrecut ceva excepțional. Як ви вже чули, я представляю спілку підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Надзвичайно довга назва, але дуже великий зміст. Cum deja știți, eu sunt reprezentant a Uniunilor Întreprinderilor IMM-urilor din Ucraina, care are o denumire foarte lungă, dar are și un sens foarte consistent. І дуже важливо, що ця організація була створена 14 червня 1990 року, ще коли існував Радянський Союз. Și este foarte important că această organizație a fost fondată încă în anul 1990, 14 iunie,
atunci când încă exista Uniunea Sovietică. Але вже тоді її один із засновників, а пізніше прем'єр-міністр України Юрій Єганоров, відчув необхідність існування такої організації, яка підтримувала, перш за все, малий бізнес. Încă atunci, unul dintre fondatori și ulterior prim-ministru al Ucrainei a simțit că este nevoie de a fonda o asemenea asociație. До речі, Юрій Єханоров передавав вам усім велике вітання в зв'язку з сьогоднішньою важливою подією. Și profit de ocazie să transmit cele mai sincere urări de bine din partea domnului Iulie Iehanuru, fost prim-ministru al Ucrainei, care este fondatorul organizației noastre. Як ви вже зрозуміли, 34 роки існує наша організація, і всі ці роки досить плідно, досить активно підтримує малий і середній бізнес в Україні. Organizația noastră funcționează deja 34 de ani și pe parcursul acestor ani noi am sprijinit și am susținut mediul de afaceri din Ucraina. І сьогоднішня подія дуже важлива для нас в тому сенсі, що ми маємо підтримку наших румунських друзів. Evenimentul de astăzi pentru noi este foarte important pentru că avem susținerea prietenilor noștri români. Я хочу сказати, що оця рука дружби, ця пропозиція надійшла від пана Морару, від Дорина Йорденеску, який є нашим представником в Румунії, щодо підписання сьогоднішнього протоколу. Această inițiativă, această mână de prietenie a fost întinsă de către domnul Moraru și către Dorin Iordachescu, care este reprezentantul nostru în România. Але це не просто протокол. Це не просто 4 аркуші паперу. Dar acest lucru nu este doar un simplu protocol, nu sunt doar 4 pagini de hârtie. Це рука дружби. Este o mână de prietenie. Яку протягнули нам румунські друзі. У мене аунуй приятель, який був інтінсер, який три приятель знову нашого румун. І сьогодні ми з паном Морару закріпили це своїми підписами. Щастя з моєю кодом Морару, ам інтеріт ачаста приятеніє прин семнатурі наші. І маємо надію, що ця співпраця продовжуватиметься на довгі роки. Și sperăm că această cooperare va continua mulți ani înainte. Відомо, що друзі не залишають один одного в біді. Este binecunoscut că prietenii nu se lasă la când apar probleme unul pe altul. Саме в таку біду сьогодні попала Україна. Попав український народ, її бізнес, його бізнес. Prietenul are nevoie să-i cunoaște și anume acum Ucraina a nemerit într-o nevoie, sunt probleme. Businessul din Ucraina are probleme acum. І ми дуже вдячні, що сьогодні відбулася ця подія, тому що вона для нас дуже важлива, а з іншої сторони це точка відліку нашої майбутньої співпраці. Și suntem mulțumiți pentru evenimentul de astăzi, că și este pentru noi este foarte important și totodată vreau să menționez faptul că evenimentul de astăzi este un bun început pe viitor. Сьогодні вже досить багато говорилося про ті наміри, які закладені в підписаному протоколі. Astăzi deja s-a vorbit foarte mult despre intențiile care au fost menționate în acest protocol. Я вірю, що це не просто наміри, а це кроки, це шляхи, якими будуть розвиватися відносини між Україною і Румунією, між українським і румунським бізнесом. Я вкрит, що acestea nu sunt doar intenții, dar sunt niște pași concreți care vor fi făcuți în viitor și vor dezvolta relațiile bilaterale dintre Ucraina și România. Тому я щиро дякую всім вам за підтримку.
Și eu încă o dată spun sincere mulțumiri pentru susținere. Дякую вам, що ви є. Ви мотомет пентру ке сунтез. І всі ми разом будемо. Чи то це прилуна вам фі. Слава Україні. Слава Україні. Слава Румунії. Слава Румунії. Мульчумеск пресей, пентру фактор ке се алături de noi, a fost întotdeauna alături de mediul de afaceri, de mediul antreprenorial și nu faceți altceva decât să creați o emulație în jurul evenimentelor organizate de mediul patronal, astfel încât să devenim mai vizibili și să dăm curaj cât mai multor asociații de profil să vină alături de Uniunea Națională a Patronatelor. Scopul înființării Uniunii Naționale a Patronatelor Regiunea Sud-Est nu este de a realiza venituri, profituri personale, ci de a dezvolta mediul de afaceri, de a crea acea zonă de networking și colaborare între toate companiile, indiferent de activitățile lor, și totodată de a scoate în evidență calitățile managerilor de top care au validat prin exercițiul lor o resursă fabuloasă. Cel mai scump capital al unui top manager este timpul său. Dacă timpul său va fi folosit pentru mentoratul următoarelor generații, atunci misiunea lui este îndeplinită. Companiile sunt aranjate cumva în pagina. Fiecare companie serioasă are propriul exercițiu de execuție. Managerul acelei companii poate să treacă la pasul următor, îl încurajăm și oferim această platformă, această posibilitate să devină din speaker motivațional, să devină mentor pentru noile generații de antreprenori. Ăsta e în principal scopul Uniunii, de a dezvolta noi generații de antreprenori. Pe lângă faptul că ne dorim, într-adevăr, soluții corecte, concrete, parteneriate cu reprezentanții instituțiilor statului. Acum că anul ăsta terminăm și cu jocurile politice, ne dedicăm total mediului de afaceri, ne dedicăm total educației copiilor noștri să aleagă calea corectă în România și în altă parte. Vă mulțumesc, dacă există întrebări. S-a terminat chestionarul de care făceați vorbire data trecută referitor la gradul de mulțumire a oamenilor de afaceri din Constanța? Nu, încă se poate. Este o sesiune deschisă. Va fi deschisă 3 luni, pentru că noi dorim ca anul viitor să creăm o politică de angajament față de mediul de afaceri, ținând cont foarte mult de doleanțele și nevoile, necesitățile mediului de afaceri, astfel încât să creăm primele 20 de probleme sau rezolvarea primelor 20 de probleme cu care se confruntă astăzi mediul de afaceri. Tot data trecută spuneați de cunoașteți cel puțin, sper să-mi aduc aminte bine, 3 oameni de afaceri dispuși să construiască niște parcări supraetare, niște parcări supraterane, subterane. Ați avut alături din nefericire, nu s-a putut întreba atunci, 2 reprezentanți ai administrației publice locale. Ați discutat, le-ați spus, domnule, există 3 oameni de afaceri care chiar vor. Le-ați spus, ați avut o primă reacție? În primul rând, noi construim astăzi o relație, ca să înțeleagă corect, că nu reprezentăm 3 oameni de afaceri. Noi reprezentăm mediul de afaceri și ne dorim să reprezentăm cât mai multe asociații și fundații și de profil. Ideea este că dumnealor, din câte am studiat până acum, nu au un cadru legal, permisiv,
prietenos, ca un om de afaceri, într-un minim studiu de prefezabilitate, să aibă curaj să investească într-o asemenea investiție, parcă spre etajată. Perioada de amortizare este mult prea lungă și nu permite ca fiecare parte să îi sigileze cumva interesul. Respectiv, primăria să administreze terenurile Consiliului Local, sau Consiliul Local să administreze terenurile, și privatul să-și administreze supra-construcția. În acest sens, parteneriatul poate deveni vital, facil, dacă ajungi la o perioadă de amortizare de până în 12 ani. Astăzi nu este permis acest lucru, de asta și solicit administrațiilor publice locale să fie deschise și să creeze pârghii. Aceste pârghii, în primul rând, pornesc din dorința de a crea comisii sau de a invita comisii consultative atunci când dorim să venim cu un proiect, cu o propunere. Adică, ca să o ia la, ca și temă, ca și cerere, să o analizeze, să vină cu o soluție. Cred că ăștia sunt principalii pași. Avem cereri, avem solicitări, dar așteptăm de la dumneavoastră să ne invităm în acele comisii de consultative. Ca să putem să le mânăm efectiv, oficial, acele cereri. S-a discutat mult despre crearea unui parc industrial. E și o comisiune la nivel local și județean. Cum vedeți din perspectiva Uniunii Patronatului această idee și cum credeți că v-ați putea implica sau cum ați putea fi implicați în realizarea unui? Parcurile industriale în regiunea Constanța vor apărea. Vor fi investiții private. Inclusiv noi, grupul de firme pe care îl administrez, are astăzi în proiect un asemenea parc industrial, o zonă de producție, inclusiv de producție. Urmează să propunem administrației porturilor Constanța un proiect mai amplu, dar când vom avea mai multe date de la partenerii noștri din Turcia și Coreea de Sud. După cum știți, cel mai bun raport calitate-preț astăzi în tot ce înseamnă construcții turchii, le are Turcia. Astăzi, din punct de vedere economic. Cea mai bună tehnologie și expertiză pe cercetare și inovare o are Coreea de Sud. Dorim ca să aducem aceste entități, acești parteneri, alături de partenerii români, antreprenori români, să reușim să creăm zone de producție și să creăm plus valoare pentru zeci de ani de acolo, nu numai oportunități pe termen scurt. Și a doua întrebare legată de evenimentul de astăzi, dacă această relație economică va genera în jurul ei și o relație de cunoaștere culturală, pentru că business-ul înseamnă să ne și cunoaștem între noi din punct de vedere cultural. Români și ucraineni, deși suntem 20.000, dacă îmi dai voie să îmi pun singură întrebare, îți mulțumesc foarte mult. Pentru că aici sunt 20.000 de ucraineni și nu cred că îmi cunoaștem neapărat întrebarea. Da, ideea este că am fost sensibilizați și am răspuns cu empatie nevoilor cetățenilor ucraineni când au avut, într-adevăr, nevoie de ajutor. Deja mare parte din ei care doresc să rămână în aceste, în această zonă și-au deschis afaceri. Automat vor apărea și elementele care să distingă cumva sau care să facă cunoscută identitatea culturală. Astăzi suntem gazde. Mâine putem fi vecini. Vecini aici la noi. Cu
acești antreprenori. După cum ați observat, avem antreprenori de dinainte de începerea conflictului, oameni cu care am lucrat foarte bine, adică am cunoscut antreprenorii ucraineni, lucrez cu ei de peste 10 ani și pot să spun că într-o evaluare sumară sunt foarte serioși. Adică au o educație în a ține cuvântul atunci când bat valoa. Pe cealaltă parte, vorbim de cultură, vorbim de educație. Aici vrem să intervenim când propunem un proiect Ambasada, platforma Ambasada. În primul rând facem parte dintr-un proces educațional. Unde, în mod normal și în mod firesc, așa cum a spus și Pavel mai devreme, vă invit la spectacolele mele. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de educație, avem nevoie de toate aceste elemente care ridică cumva standardul de viață în această zonă a serii. Domnul Moraru, v-am mai pus întrebarea asta. Constanța e înfrățită cu trei mari mega-metropole. Istanbul, Eskişehir și Izmir. V-am sugerat să luați legătura cu oamenii din primărie, o direcție de internațională. Da, am discutat în pauză, nici reprezentantele consulatului și de la secția economică. Ați încercat să-i contactați prin ei sau este strict pe UNPR? Adică strict cu oamenii. Noi mergem strict pe UNPR, luăm legătura direct cu Uniunea Patronatelor din țara de origine. De ce? Dorim să avem contacte directe și nu formale. Nu contacte care să rămână în protocol semnat și ne mai vedem peste 5 ani la o sindrofie. Nu, noi avem nevoie de platforme clare unde ei să aibă acces direct în viața din România și noi să avem acces direct în viața din țara respectivă. Adică, vom comunica, importanța network-ului între companii ridică, în primul rând, rapiditatea comunicării este cheia succesului, așa cum spuneam mai devreme, timpul este capitalul nostru. După cum observați în zone din vestul României, economia merge mai bine. Tocmai de asta merge mai bine, pentru că eu am deschis ușa dialogului între companii, și instituțiile statului. Funcționează mai bine decât în partea asta țării.